Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonline. Iată, suntem la clasa 10-a și de data asta clasa 10-a e în efectiv mai mare, suntem 6, nu? 6 suntem. Și ca atunci când se întâmplă chestia asta, vreau să și vă cunosc, să mă pot adresa, că așa eu știu pe Vlad, Vlad 1, Vlad 2, Andreea și Alex. Fiindcă Ioana. Și Ramona. Ioana și Ramona. Ioana și Ramona. Dacă vă mai încurc, mă corectați voi, da? Până când vă învăț. Voi mi-ați propus să facem ceva în legătură cu numere complexe, nu? De tema de pentru a doua zi, asta ar fi. Voi, Andreea și cu Alex, numere complexe? Nu avem matematica, deci nu e o problemă. Deci numele complexe voi lasă cu mai de mult. Da, am făcut la început. La început. O să vezi că sunt niște lucruri interesante și la numere complexe. Noi am mai făcut numere complexe, am văzut lucruri deosebit de frumoase. Așa că nu vă va strica să urmăriți cu multă atenție, da? Poftim! Mai întâi să vorbesc cu ceva despre numere complexe și să intrăm la treabă. Deci, am mai vorbit asta, deci numere complexe. Numere complexe, interpretare geometrică, parcă mi-a zis. Da, interpretarea geometrică a operațiilor. A operațiilor. Într-una de zile când am vorbit, am spus așa că, mă rog, s-a impus nevoia acestei mulțimi, s-a simțit nevoia extinderii mulțimii numerelor reale. Știți, la început mulțimea numerelor naturale, când ați început în clasa, în clasele 1-4, pe acolo, nu? Până între a 6-a, cred că, sau până între a 4-a. Deci numerele naturale înseamnă mulțimea formată din numerele 0, 1, 2, sau mai departe. Nu ne-am putut descurca acolo pentru că s-a apărut și mulțimea, nevoia mulțimilor negative. Deci minus 2, minus 3, minus 4, da? Și atunci s-a extins mulțimea asta, formată din numerele, zis mulțimea numerelor întregi, în care am socotit toate numerele negative, minus 2, toată lumea lucrează, da? Minus 2, minus 1, minus 1, 0, 1, 2, și mai departe. Iată că sesizăm un lucru, că mulțimea numerelor naturale este aici. O vedem, da? Mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi. E o parte a numerelor întregi. Deci o să-mi permit să spun că mulțimea numerelor naturale inclusă în mulțimea numerelor întregi. Nici aici n-am putut să-mi descurcăm prea bine, pentru că ecuația, să spunem, 3x plus 1 egal cu 0, x egal cu minus 1 pe 3. Deci nevoia de a avea și numere de aceste fracționare. Și atunci am extins discuția în mulțimea numerelor Q, adică mulțimea numerelor fracționare, Q, e formată din toate fracțiile de tipul nu pe n, nu pe n, cu precizarea că n, m și n sunt numere din Z, m și n sunt numere de astea, și că n e diferit de Z. Foarte important. Împărțirea la 0 nu are rost. Deci când veți vedea o fracție și la numitor e 0, nu ai ce discuta. De aceea, ori de câte ori vedem o fracție, ne asigurăm că numitorul să fie diferit de 0. Deci dacă vedeți așa, 3 supra x minus 2, tu pui condiția repede ca să existe fracția. Deci există 3 supra x, dacă și mai dacă, x minus 2 diferit de 0. Adică x diferit de 2.
nu-i voie ca jos anumitor să fie zero. De aici vine condiția. Ați văzut din multe ori așa chestii de asta, nu? Punem condiția x minus 2 diferit de 0. Fracția nu are rost când numitorul e egal cu 0. Ce se află aici? Toate fracțiile. 3 pe 7, 5 pe 2, minus 2 pe 4, înmulțimea asta. Și situația când nu e egal cu 1, vine m supra 1. Dar m de unde era? Din 0. Adică 3 pe 1, 5 pe 1, 4 pe 1. Asta sunt tocmai numai din Z. Deci în Q chiar, în Q se află și toate numele întregi. În situația că numitorul este 1, atunci fracția devine numele întregi. Așa că Z este submulțime. Z este submulțimea lui Q. Q mai largă. Da? O mulțime mai largă. Insist. De ce a fost nevoie și de mulțimea asta, a numelor raționale? Pentru că situația practică o impune. Anume, spunem, vreau să cumpăr 3 kg și jumătate de mere. Deci și unitatea de măsură jumătate de, kilogram este o situație practică, concretă. Deci îmi trebuie și numere care să reprezinte altceva decât numere întregi. Și numele fracționare sunt cele care s-au impus. Și iată Q a venit și... Da, omul a simțit nevoia să aibă și o reprezentare, să zic așa, încât să găsim un corespondent. Și atunci zice așa, eu ne val pun pe 0, pe dreaptă, și... Aici iau unitate de măsură și îl voi pune pe 1, apoi 2, apoi 3 și mai departe. Minus 1, nu? Minus 1, minus 2, minus 3 și mai departe. Numărele întrece. Niște puncte pe dreapta. Dar sunt spații goale între 1 și 2, foarte multe. Multe puncte sunt de acoperit. Și pe asta le acoperim cu fracțiile. Și anume, pe o doime. 1 pe 2. Aici este. 1 pe 2 sau 0,5. 1 împărțit la 2 fac 0,5, da? 1 pe 4. Aici până la. O optime. Încă o dată, împărțit la 2 și așa mai departe. Și totuși, deci ori zic 1 pe 2, care înseamnă 0,5, 1 pe 4, care înseamnă 0,25, da? 0,25. Deci numele fracționare se prezintă în două variante. Numele raționale, în două variante, sub formă de fracții, sau numele decimale. Să notăm asta, da? Deci numele raționale se prezintă în două variante. 1. Sub formă de fracții. 2. A doua variantă. Sub formă de numere, cum spunem, decimale. Sub formă de numere decimale. Deci fracție 1 pe 2 sau 0,5. 0,25 sau 1 pe 4. Că de fapt 1 împărțit la 4 fac exact 0,25. Dar și asta este o fracție. 0,7324,5. De la ce fracție ar fi numărul ăsta? De la ce fracție ar veni numărul ăsta? 73.245 supra 1 urmat de câte zero-uri? De 5 zero-uri, nu? Da. De 5 sau 5, nu? 3 cu 2, 5. Deci s-ar scrie 73.245 supra 1 urmat de
2, 4, 5, 0. Și se simplifică până se aduce la fracție ireductibilă, de nu se mai poate simplifica. Asta s-a mai simplificat prin că prin 5, nu? Din ce motiv? Că ultima cifră este 5 și după aceea este 0. Și se ajunge la o fracție. Categoric, orice număr decimal înseamnă o fracție. Dar numărul decimal ăsta, 0,3 în perioadă, face 3 supra 9. Deci înseamnă fracția 3 pe 9, adică să scrii grupul de cifre din perioadă, suprastăția de al de 9 cât indică asta. Deci 3 pe 9. De ce nu scrie? Scrieți că sunt lucruri importante. Vă fură peisajul. 3 pe 9, simplificăm prin 3 și face 1 pe 3. Deci, 0,3 în perioadă înseamnă 1 pe 3. Dar dacă vă dau 0,734 în perioadă, ce înțelegeți voi? Înseamnă că 734, ia 734, ia 7. Deci asta s-a scris așa. 0,734, 7, 3, 4, 7, 3, 4, și așa mai departe. Deci nu se mai termină scriind câte vreți voi grupe de acestea. Și ca să nu scriem așa, s-a acceptat scrierea aceasta cu 0,734 punând în paranteze. Și ăsta cum s-a scris ca o fracție? 734 supra 999. Deci 734 supra 999. Dacă se mai poate simplifica, se mai simplifică. Dacă nu, rămâne așa și asta este fracția. Dar dacă vă spun fracția următoare, așa, 0,3247 în perioadă. Cum se cheamă asta? Ce fel de număr este? Mixt. Periodic mixt. Asta a fost periodic simplu, fiindcă grupul de decimale începe exact după virgulă și ăsta e periodic mixt. Deci se scrie ca fiind 3247 din care se scade partea 32 supra, așa, supra atâția de al din nou cât te indică perioada 2 de 9 și 2 de 0. Găsiți pe Prof Online lecții în care mi-a explicat. Ai văzut, nu? Da, care... am făcut aici. Am făcut chiar aici noi, da. Dar am explicat cum, care e tehnica aici, de să ajungi la așa ceva. Deci la Prof Online, până înainte de a pleca în America, am făcut chiar mai multe lecții cu clasa a 6-a. Cu niște copii de clasa a 6-a și acolo ți-am explicat asta. Ce am vrut să vă spun? Am vrut să vă spun că toate fracțiile, toate numerele astea decimale, care sunt fie periodice, simple, mixte, sau cele cu un număr finit de decimale, cum e cazul aici, se scriu ca niște fracții. Dar există și numere care au infinitate de decimale, niciodată nu se repetă un grup de decimale. Acestea se numesc numere iraționale. Una radical din 2. Acasă să îi faceți voi radical din 2, să vedeți dacă se termină vreodată. Nu se termină niciodată, nu? Radical din 2, dacă îi extrageți, sare, dacă lăsați și la copii și la nepoți, strănepoți și rămâi parte, tot o să aibă de lucru și nu se va repet, nu apare o situație încât un grup de decimale se repete. Deci, acestea se numesc numere iraționale. Noi zicem 1,41. 1,41, dar de fapt sunt foarte multe decimale. Așa? Deci sunt numere iraționale. Numere iraționale. Dacă am pune toate fracțiile aici, s-ar întâmpla următorul lucru. Deci dacă am pune toate fracțiile pe axa reală, ar mai rămâne goluri, finuțe. Foarte multe. Toate acele goluri sunt acoperite, ca vă închipuiți o sită. Sită cât ar fi de deasă, încât atât de fin să fie, găsim între două numere fracții un număr irațional, adică care
are infinitate decimale. Aceste numere, Q ăsta, împreună cu Q, împreună cu iraționalele, deci numerele raționale se notează cu I, fac împreună mulțimea numerelor reale. Q împreună cu I fac mulțimea numerelor reale. Înseamnă că R e mai amplă decât Q. Că la lui Q îi se adaugă ceva ca să o facă cât mulțimea numerelor reale. Deci Q este inclus în R. Da? Iată, v-am vorbit acum de această incluziune. Cea mai mică mulțime este a numerelor naturale, după care Z, Q și I. Și ne apropiem de mulțimea numerelor complexe, anume s-a constatat bunoare că ecuația asta x pătrat plus 1, x pătrat plus 1 egal cu 0, în mulțimea numerelor reale nu are soluții. Cine la pătrat, număr real, plus 1, să facă 0? Niciun număr. Fie negativ, fie pozitiv, dar la pătrat face pozitiv, plus 1 nu scoate. Și atunci s-a acceptat următorul lucru. Prin convenție, x pătrat egal cu minus 1, cum vedeți, iar pe minus 1 ăsta s-a acceptat și s-a notat pe i pătrat. Minus 1 egal cu i pătrat. Și atunci a apărut ecuația x pătrat egal cu i pătrat. De unde rezultă că x1 2 egal cu plus minus i. Deci, iată niște numere interesante cu i. Da? Cu i găsite. După ce s-a acceptat asta. Dacă ne propune să rezolvăm ecuația x pătrat plus x plus 1 egal cu 0, x pătrat plus x plus 1 egal cu 0, aici o să vedem, avem x1, 2, egal cu minus 1, minus b, nu așa? Minus 1, plus minus radical din 1, minus 4ac, minus 4, totul supra 2, și egal cu minus 1, plus minus, cât vine, radical din minus 3, adică i radical din 3, radical din minus 3 trebuie să-l iau mai ușor, să zic așa că este minus 1 ori 3, minus 3 înseamnă minus 1 ori 3, și dau mai departe cu minus 1 plus minus radical din minus 1 i pătrat ori 3, și egal cu i-ul iese de sub radical, face minus 1 plus minus i, radical din 3, totul pe 2, care înseamnă, în final, minus 1 pe 2, plus minus i, radical din 3 pe 2. Iată-ne că am văzut, ecuația asta nu mai are niște rădăcini așa, nu niște numere reale, ci niște numere compuse din două părți. O primă parte un număr real și altă parte un număr real. Aceste numere, diferite decât am văzut până acum, poartă numele de numere complexe. Și dacă numele reale le-am pus pe axa reală, numere complexe nu se le punem. Trebuie să găsim o soluție și pentru ele, pentru că nouă ne trebuie un corespondent imaginar, ochiul să percepe numele acestea. Și atunci, fiindcă în componența acestuia intră o parte, minus 1 pe 2, și o altă parte, radical din 3 pe 2. Da? Am partea asta, deci un număr real, și am văzut că pe o axă se pun toate numerele reale se pun pe o dreaptă, iar numerele de pe locul 2 se le punem pe o altă dreaptă. Și a fost acceptată ideea unei alte drepte perpendiculare pe așa asta. Da? Perpendiculare. Asta am numit-o axa X-ilor și cealaltă axa Y-ilor. Și atunci, perechea minus 1 pe 2 și radical din 3 pe 2, X-ul minus 1 pe 2 și Y-ul radical din 3 pe 2,
adică cam așa, să zicem. Nu, mai mic un pic. Cam așa, să spunem. Înseamnă, de fapt, un punctie în plan de coordonate minus 1 pe 2 și, respectiv, radical din 3 pe 2. Minus 1 pe 2 și radical din 3 pe 2. Deci, înseamnă că fiecare punct din plan are un x și un y, da? Înseamnă că, de fapt, cele două coordonate, x-ul și y-ul respectiv, cu ajutorul x-ului și a y-ului, vom putea construi numere de acestea. Alt punct aici are un x și un y, înseamnă, de fapt, un alt număr complex. Și înseamnă că între mulțimea numerelor complexe și mulțimea punctelor din plan, există o legătură perfectă, o corespondență bijectivă. Adică, un număr, un punct din plan înseamnă un număr complex, și dacă dau un număr complex, cum am avut aici, imediat găsesc imaginea sa un număr, un punct din plan. Da? Deci, să reținem și asta. Între numerele complexe, mulțimea numerelor complexe, între mulțimea numerelor complexe și mulțimea punctelor din plan, există o corespondență bijectivă. Ce înseamnă bijectivă? Și subjectivă și injectivă. Adică o corespondență bijectivă. Și traduceți așa. Unui punct din plan îi corespunde un număr complex. Iar unui număr complex îi corespunde un punct din plan. Așadar, să vedem aceste două numere complexe. Avem o dată x1 egal cu cât am spus. Minus 1 pe 2 minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Și al doilea număr complex x2 egal cu minus 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Da? Deci minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2 și minus 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Pe primul am găsit. Ăsta e punctul. Cel de-al doilea punct are același x. Același x, dar y-ul este cu un minus. Deci este punctul M2 de coordonate minus 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2. Minus 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2. Mai se vorbește, se mai spune că M1 este de a fix x-ul. Deci se indică numărul complex care ia fixul. În loc să spun că m de coordonate minus 1 pe 2 și radical din 3 pe 2, spunem că este de a fix numărul complex generat. Adică de a fix x-ul, da? Sau aici m2 de a fix m2 de a fix x2, cum am avut noi aici. De a fix x-ul și de a fix x2. Îl fixează pe punctul M de aici. Da? Îl determină foarte bine. Deci, prima problemă pe care să o rețineți este asta. Că numerele complexe nu mai pot fi reprezentate pe axa reală. Numai dacă partea imaginară este în zero. Deci, ori forma numerelor complexe este următoarea. În general, deci C, mulțimea numerelor complexe, este formată din numere de tipul z egal cu a plus ib, a plus ib, unde a și b sunt numere reale, a și b sunt numere reale, da? Iar a poartă numele de partea reală, b partea imaginară. Deci, a poartă numele real de z,
iar B poartă numele din imaginar de sens. Și dacă luăm ca exemplu Z1 egal cu minus 1 pe 2 plus I radical din 3 pe 2, atunci celălalt Z în care schimbăm semnul aici, Z2 al doilea, care e minus 1 pe 2 minus I radical din 3 pe 2, deci păstrăm aceeași parte reală, iar la partea imaginară luăm cu minus, sunt numere complex conjugate. Deci Z1, Z1 egal cu Z2 barat. Conjugatul numărului Z2. Sau invers, Z2 egal cu Z1 barat. Deci ce, când două numere complexe sunt conjugate? Când partea reală este aceeași, iar partea imaginară de semn opus. E, acum operați, cum se adună două numere complexe? Părțile reale între ele, părțile imaginare între ele. Cum se scad? Ce înseamnă opusul lui Z1? Deci minus Z1 înseamnă luăm cu minus și partea reală și partea imaginară. Înseamnă 1 pe 2 minus I radical între 2. Da? Minus Z1 înseamnă și partea reală și partea imaginară cu semn schimbat. Dați-mi câteva exerciții la voi, să vedem ce... Deci, reprezentați în planul complex mulțimea punctelor de a fix Z pentru care... Deci să reprezentăm în planul complex mulțimea punctelor de a fix Z pentru care... Minus 3 mai mic decât real de Z. Minus 3 mai mic decât real de Z. Mai mic decât 3. Mai mic decât? 3. 3. Deci reprezentăm în planul complex da. Toate numerele complexe da. De a fix Z. De a fix Z. Ce înțelegeți voi acum? Hai să vedem. Deci, în planul complex reprezentăm toate numerele complexe pentru care partea reală între minus 3 și 3. Deci partea reală, dacă unitatea de măsură o luăm aici, 1, 2, 3, minus 3, și ne face 3, 1, 2, 3, înseamnă că e vorba de faptul că trebuie să mă duc la punctii de pe aici, din zona asta, care puncte au pe X-ul partea reală între minus 3 și 3. Ce înseamnă? Bun și ăsta, bun și ăsta de aici, bun și așa ceva, bun și ăsta de aici. Toate punctele din zona asta sunt cele căutate. Da? Toate punctele sunt din zona așa. Din zona care am hașurat-o. Pentru că partea reală a lor între minus 3 și 3. Fără să iau punctele de pe. Deci, fără punctele de pe minus 3 și 3. Adică fără capetele de interval, cum ar veni. Dacă era și egal, atunci luăm și punctele de aici. Da? Asta înseamnă înseamnă reprezentați în plan mulțimea punctelor numerelor complexe, a căror parte reală între minus 3 și 3. Asta e zona. Răspuns. Altceva. Minus 1. Da. Mai mic sau egal ca... Minus 1. Mai mic egal decât... Real de Z. Real de Z. Mai mic sau egal cu 2. Așa. Și IM de Z. Și imaginar de Z. Egal cu 1. Egal cu 1. Deci, mai întâi între minus 1 și 2 știm să facem. Da. Da, știm să facem. Între minus 1 și 2 ar fi, dacă vreți așa,
eu desenez pe același, voi desenați asistent, da? Da. Asistent de axe. Deci între minus 1, așa, și respectiv 2, 1, 2. Minus 1 și 2. Însemna zona de aici toată, toată zona asta, inclusiv am îngroșat-o acum. Știți de ce am luat-o așa? Îi văd și egal aici. Da? Și egal. Minus 1 și 2. Da, dar am și imaginar de Z 1. Adică imaginar de Z egal cu 1 înseamnă că asta fiind axa Y, la 1, duc paralelă și imaginar de Z egal cu 1 este doar dreapta asta. Ei, punctele de pe dreapta asta au totdeauna imaginarul 1. Pentru că un punct de aici. X-ul va fi nu știu cât, dar Y-ul e 1. Și deci, din partea imaginară este 1. Ca să fie amândouă condițiile îndeplinite, partea imaginară să fie 1 și să fie între minus 1 și 2, înseamnă că din dreapta asta luăm mai segmentul de aici. Da? Deci numai atât este. Iată. Inclusiv cu capete de aici. Deci, la condiția A, B, să zic, la cei ce au fost impus aici, răspunsul ar fi că este segmentul AB. Segmentul închis AB. Deci răspunsul este ăsta. Segmentul închis AB. Fiindcă are partea reală între minus 1 și 2, iar partea imaginară este cât aici. Tot timpul este 1. Segmentul acesta. Mai departe. Dar dacă ar spunea ați fi spus partea imaginară egal cu minus 5. La jos și venea segmentul. Așa. Mă duceam în jos și segmentul ar fost în partea de jos, da? Da. Deci, practic, ne dirigează. Mai întâi noi am văzut zona și de acolo mulțimea ingresilor care apar e dată din imaginar. Să zicem. Altceva? Minus 2. Minus 2. Mai mic egal decât real de Z. Real de Z. Mai mic egal ca 2. Mai mic egal de 2. Și minus 2 mai mic egal decât imaginar de Z. Minus 2 mai mic egal decât imaginar de Z. Mai mic egal ca 2. Mai mic egal decât 2, da? Da. Ei, înseamnă că între minus 2 și 2, ce înseamnă? Mai întâi cu partea reală. Între minus 2 și 2. Deci, 0. Vlad 2. Trebuie să mă dirigez. Ce facem? Pe la minus 2 ducem verticală pentru a stabili partea reală. Da? Și acum zona între minus 2 și 2 a fost fixată, a părții reale. Și pe urmă ce mai spune? Fixăm partea. Imaginea între minus 2 și 2. Adică minus 2 și 2. Da? Între minus 2 și 2. Y între minus 2 și 2. Y între minus 2 și 2. Deci odată erau ăștia și mă duceam și în sus și în jos. Și acum asta, între minus 2 și 2, toată asta. Ca să fie și colo și colo, la cine ne oprim? La interiorul pătratului. Deci, odată x între minus 2 și 2, partea reală, și odată partea imaginară între minus 2 și 2. Da. Înseamnă că avem de a face cu toate punctele, de aici, din interior, din interiorul pătratului acesta. Păi inclusiv cap, inclusiv laturile pătratului. De ce? Pentru că a fost și cu mai mic egal, da? Și cu o de egal. Deci așa trebuie văzut.
Și interiorul ăsta, se înțelege, dar nu mai cansat decât asta. Asta, asta este răspunsul. Partea imaginară, sau mulțimea punctelor, mulțimea numelor complexe care se satisfacă la relația asta, înseamnă interiorul și inclusiv conturul pătratului acesta. Altceva? 1. Mai mic sau egal ca modul de Z. 1. Mai mic egal decât modul din Z. Mai mic egal ca 2. Mai mic egal decât 2. Mai întâi, ce ar însemna modul din Z mai mare egal decât 1? Dar mai întâi să vedem ce înseamnă modul din Z egal cu 1. Hai să plecăm de aici. Modul din Z egal cu 1. Care sunt numele complexe din plan a cărui modul este 1? Deci, hai să vedem așa. Ce înseamnă modulul? Distanța de la origine până la punctul respectiv. Ipoteneza triunghiului. Da? Deci, distanța de aici până la punct să fie 1. De aici până la punctul 1. 1, 1, 1, tot timpul să rămână. Cine? Unde? Ce desenează punctul ăsta din partea aia? E un cerc de rază 1, mai. Deci este un cerc de rază 1. Atunci când e egal chiar cu 1. Dar noi am avut modul din Z nu e egal cu 1, ci mai mare decât 1. Adică ar fi zona asta altă. Da? Deci pentru modul din Z egal cu 1, atenție, modul din Z egal cu 1 înseamnă punctele de pe cercul de centru O și rază 1. Astea sunt toate punctele din plan care au a căror puncte, deci înseamnă a căror afixe, afixe, afixul este numărul complex, au modulul 1. Punctele de pe cer. Dar noi n-am avut egale cu 1, ci mai mari decât 1, adică pe aici, undeva. Înseamnă că zona pentru modul din Z, deci modul din Z să fie mai mare, egal ca 1, nu-i în interior. În interior, ce modul au asta? În interiorul cercului. Mai mic decât 1. Da? Mai mic decât 1. Dar ăsta de aici. Mai mare decât 1. Înseamnă că pe mine, când îmi spun modul Z mai mare, egal decât 1, înseamnă zona asta. Am făcut la pașul. Da, asta e zona pentru care modul din Z, modul din Z, mai mare egal decât 1. Și inclusiv cercul. Și inclusiv cercul. Da, de pe cer se pleacă. Da, de pe cer. Toate punctele de pe cer. Asta înseamnă modul din Z mai mare. Dacă ar fost strict mai mare ca 1, ar fi fost fără cerc. Da. Acum, modul din Z mai mare egal cu 1, începem de pe cerc. Și modul din Z mai mic decât 2. Ce înseamnă mai mic egal decât 2? Trebuie să fie interiorul cercului de rază 2. Deci, din interiorul cercului de rază 2. Cu alte cuvinte, desenăm un cerc de rază 2. Uite așa. Și după ce am desenat cercul de rază 2, vom căuta să luăm punctele acum din interiorul cercului de rază 2. Deci vor fi ăsta, de aici. Tot din interior. Dar ca să fie și din exteriorul cercului întâi și în interior, de fapt, care e zona? Zona este coroana asta circulară. Da? Deci mulțimea punctelor pe care o aveam noi de descoperit e formată din coroana circulară. Pentru că aici, de oriunde v-ați duce, și vă opriți ăsta, punctul ăsta are modulul cum? Modulul e mai mare ca 1,
și mai mic decât 2. Deci astea sunt punctele care ne interesează. Mai mic egal, adică luăm și pe și pe ăsta de pe coroană. Deci și pe cercurile acelea, da? Punctele și de pe cercuri. Ați înțeles, da? Deci este vorba de punctele de pe cercuri și din zona hașurată, adică din coroana. Și ăsta de aici merită. Și ăsta de aici merită. Da? Da. Altă... 1. Altă problemă, da? Deci 1. Mai mic decât modul din Z minus 1 minus I. Modul din Z minus 1 minus I. Mai mic ca 0. Mai mic? Ca 0. Ca 2. Ca 2. Ca 2. La școală am scris cu Z0, dar nu am înțeles exact. Cu Z? Z0. Am scris, de exemplu, minus 1, minus I. Am scris ca Z0, dar... Adică am pus Z minus... Un alt număr complex, da? Deci să notăm cu Z0. 1 plus I. Egal cu Z0. Asta egal cu 1 plus I. Da? Da. Merg pe limbajul vostru, da? Notăm cu Z0, 1 plus I. Și atunci egalitatea ar deveni Z minus Z0 în modul cuprins între 1 și respectiv 2. Deci așa ar veni, da? Z minus Z0 cuprins între 1 și 2. Dar ce înseamnă diferența a două numere complexe? Era la formula A minus A I pe lângă B. Așa, deci dacă am notat-o aici, în condițiile astea, dacă Z ar fi egal cu A plus I, B, și Z0 egal cu A0 plus I, B0, merg în același limbaj, atunci de aici ar rezulta că Z minus Z0 egal cu A minus A0 plus I pe lângă B minus B, da? Da. Bun. Și? Ce însemna că în condițiile noastre, hai să traducem în varianta noastră. Ar veni așa 1, mai mic egal mi-a spus, da? Mai mic strict. Mai mic strict. Amândouă sunt mai mic strict, da? Așa, 1 mai mic strict decât A minus A0 plus I pe lângă B minus B0 mai mic egal decât 2, da? Mai mic strict. Mai mic strict decât 2. Bun. Mai mic strict decât 2. Da, aici modul trebuie să rup, da? Deci modul din asta. Așa, modul din așa ceva ar trebui să fie cuprins între 1 și 2. Când am făcut noi numai Z, când aveam modul din Z, simplu modul din Z, eu puteam să-mi imaginez că este Z minus 0. Pot să zic așa, modulul, un număr complex, numărul complex nul. Acel număr complex nul este chiar originea. Da? Este chiar originea sistemului de axe. Acum, în momentul în care am avut modul din Z cuprins între, cum am avut mai devreme, între minus 2 și 2, ce am înțeles noi? Faptul că modul din Z e cuprins între minus 2 și 2,
Am avut așa ceva. Uitați, între 1 și 2 până la urmă, da? Da. Era cercul acela, coroana circulară, parcă am zis-o, nu? Deci era vorba de coroana circulară, care a rezultat, când am zis-o între 1 și 2, hai să reiau încă o dată chestia asta, că e important, ca să facem legătura, să înțelegi bine asta. Deci așa. Și 2-ul la distanța asta. Am găsit aici coroana circulară. Z cuprins între modul din Z cuprins între 1 și 2. Așa am avut. Era mic egal. Mai mic egal. Mai mic egal. Când am luat-o așa, cu... am luat și coroana, da? Acum, Z minus 0 a fost gândit aici. Minus numărul complex, 0, plus i ori 0. Dacă vom aluneca sistemul de axe în varianta 1 plus i, deci, dacă îl translăm înspre 1 plus i, ce înseamnă? Deci, a fost aici Z egal cu 1 plus I. Uitați, dacă zic Z minus 1 minus I egal cu 0, Z egal cu 1 plus I atunci, da? Și, deci, 1 plus I, hai să iau mai... vreau să vă fac să înțelegeți mult mai ușor în varianta care vreau să vă pun acum. Deci, dacă ar fi fost modul din Z, hai să luăm cazul așa. Modul din Z cuprins între 1 și 2. Modul de Z cuprins între 1 și 2. Am mai făcut asta cu, fără egal aici, da? Da. Între 1 am luat unitatea așa. 1 și 2. Cercul ăsta și până cercul la două unități. De pătrate 0 și 0 și îl duc cu partea reală sistemul ăsta în 1 și 1. Adică duc o perpendiculă pe aici o paralelă, pe aici o paralelă și ăsta este nou punct. Și alunecă tot sistemul de axe în zona asta. Deci, în punctul acesta. Și acum, odată cu alunecarea sistemului întreg, și cercurile astea se mișcă. Deci, atenție mult. Sistemul de axe în care am desenat cele două cercuri a căror modul între 1 și 2 înseamnă coroana circulară, am translat sistemul în ce punct? În 1-1. Din ce motiv în 1-1? Că uitați, aici vine Z, 0, egal cu 1 plus I. 1 plus I, când pe Z ăsta l-am dus în 1 plus I, am făcut sistemul de axe
l-am translat aici încât vine 0. Și dacă l-am dus în 0, și cercul ăsta de aici îl desenez acum pe cercul micuț de 1, 1, cu centru aici, va veni pe aici, va trece, pe aici la 1, îi face așa cercul, și pe aici la 1, și pe aici, da? Deci cercul 1, 1, de centru, cercul de centru 1, 1, trebuie să treacă, uitați așa, trebuie să treacă. E tangent aici, ca să aibă raza tot 1, da? Fostul cerc de aici, 1, 1, ajunge în cercul, ăsta așa. 1, 1. Iar cercul ăsta la altul mare va fi, câte unități trebuie să mă duc aici? 2, de în centrul ăsta 2, 2 sus, 1 și încă 1, 2, 1 și încă 1, 2. Iată unde ajunge cercul al doilea. Aș vrea să înțelege că l-am împins pe cercul al doilea în zona asta. Eu nu am, dacă voi aveți compas, puteți desena foarte bine un cerc de rază 2, da? Deci două unități. Și atunci, fosta coroană care era aici, ajunge în coroana asta. Și asta este zona din plan care ne interesează. Insist încă o dată. N-am, cred, să fi fost de altă culoare. Deci noi ce am avut pentru modul de Z cuprins între 1 și 2? Coroana circulară asta de aici, între cele două cercuri. Acum, cercul mic s-a dus aici. De ce l-a dus? Pentru că am avut mișcarea cu 1 plus 1 minus, minus 1 minus I. Și vine Z egal cu 1 plus I. Când am anulat cu asta. Z 0. Deci, pe, dacă îl fac pe Z egal cu 0, înseamnă că dau peste origine. Da? Da. Origine. Și în cazul nostru vine 1 plus I. Da. Și atunci, originea sistemului se duce în cine? În 1 plus I. Și el alunecă, da, întreg sistemul, dar care după el ce? Care varianta aceea care o știam noi înainte? Da? Care, pentru situația când n-am fi avut ăsta, ar fi fost modul de Z cuprins între 1 și 2. Da? Ar fi fost modul de Z între 1 și 2. În momentul în care am... Și ce înseamnă? Coroana circulară între două cercuri, cele două cercuri. Dar acum sistemul de coordonate s-a mișcat aici, datorită prezenței lui Z0 ăsta care este 1 plus I, Z0 care e 1 plus I, deci el se mișcă în partea cealaltă. Și odată cu sistemul, se cară și partea cealaltă. Se duce și coroana. Și atunci, în condițiile astea, de fapt, zona pe care ne interesa pe noi este asta de aici. A punctelor de aici, din corona asta. Dacă luăm un punct de aici și facem modulul său, atunci vom vedea că valoarea numărului este cuprins între 1 și 2. Deci, asta se întâmplă în condițiile în care am avut pe Z0 acela. Deci fostul 0,0 s-a dus aici. Datorită prezenței acestuia. Dacă nu vreți așa, cum am făcut aici, mergem și pe calculul pur și simplu. Ce înseamnă modulul unui număr complex? Radical din partea reală la pătrat plus partea imaginară la pătrat. Deci ar veni că 1 mai mic decât radical din cine ar veni? Radical din A minus A0. În cazul nostru A0 e 1 parte.
că partea reală este 1. Deci A minus 1 la pătrat plus B minus 1 la pătrat mai mic decât cine? Decât 2. Așa s-ar fi tradus. Acum, nu rămâne decât să ridic la ambivalent la pătrat și ar fi că 1 mai mic decât A minus 1 la pătrat plus B minus 1 la B minus 1 la pătrat mai mic decât 4. Nu va bine așa? Ei, și în clipa asta, făcând o legătură cu ecuația cercului, apare exact A minus 1, exact A minus 1 la pătrat plus B minus 1 la pătrat mai mic decât 4. Egal cu 4 ar însemna punctele acestea de pe cercul mare, da? Punctele de pe cercul mare cu centrul în 1-1, centrul în 1-1, și este exact ce v-am spus acum. Iar mai mare decât, mai mic decât 4, interiorul cercului, interiorul cercului acesta, mare, și faptul că e mai mare ca 1, exteriorul cercului mic. Da. Dar centrul s-a dus, mai s-a translat. Fostul 0,0 s-a dus în 1,1. Îl vedem aici. 0,0 s-a dus în 1,1. Ca A minus 1, B minus 1. Eu am încercat să vă fac asta, interpretarea geometrică, plecând de la ce am semnat mai devreme, modul din Z între 1 și 2. Modul din Z între 1 și 2 a fost coroana circulară. Da. Asta de aici. Și fiindcă nu am modul din Z, ci am modul din Z minus Z0, atunci vine că Z egal cu Z0 acela și Z0 are 1 plus I, Z0 este 1 plus I, partea reală este 1, partea imaginară e 1 și în felul ăsta sistemul de referință pentru noua coroană nu mai este sistemul ăsta de aici, ci nouul sistem de referință este acesta în care am 1,1. Asta înseamnă că îmi imaginez că sistemul X sau Y s-a dus acum translat unde? În punctul de coordonate 1,1. Aici s-au intersectat cele două axe. Și aici, raportat la asta, am modul din Z, noul Z, minus Z0, între 1 și 2. Și atunci coroana, când s-a dus el cu totul, și-a tras și coroana asta dinainte. Coroana dinainte, trasă aici, înseamnă cu centru aici un cerc de rază 1, cu centru aici un cerc de rază 2, rază 2, și interiorul, și coroana care rezultă este exact zona care vă interesează pe voi. Asta pentru a nu munci pe partea asta. Că era, e mai greu aici ca să vedem calculul ăsta de aici cu A și B, pentru că mă duci la ceva de gradul 2 și ar trebui să fac legătura cu ecuația cercului care e clasa 11 și e mai dificil de văzut. Însă explicația la nivelul vostru este asta. Că sistemul de referință pentru simplu modul din Z însemna corona circulară, Z minus Z0 s-a translat. Am făcut o translație. Asta e limbajul. S-a făcut o translație în noua poziție și acum, notând Z minus Z0 ăsta cu un alt număr complex B, în raport cu acesta, B-ul cuprins între 1 și 2. Păi între 1 și 2, gata, știu să fac corana, că am făcut-o mai devreme. Da. Deci, mă insist încă o dată. Notăm Z minus Z0 egal cu 1, hai să merg și așa, și pe partea asta. Deci Z minus Z0 egal cu 1. Și atunci ecuația devine modul din U, devine modul din U, cuprins între cine? Modul din U cuprins între 1 și 2. Deci noua situație, modul din U egal cu între 1 și 2. Ei,
Dacă am notat Z minus Z0 cu U, deci dacă Z minus Z0 am notat cu un U, nu devine modul din 1 între 1 și 2? E, fostul Z, Z egal cu Z0 plus U. Deci Z0 plus U. Înseamnă că Z-ul se translează cu Z0, este o creștere cu Z0. Și atunci, în condițiile astea, este exact explicația care v-am dat-o cu translarea coroanei acestea. Odată cu coroana de aici, odată cu mișcarea lui O în prima poziție 1-1, se mișcă și coroana. Și am de desenat, din clipa în care am dus translat în sistemul ăsta 1-1, am desenat un cerc cu rază 1, alt cerc cu rază 2 și coroana veche, asta e noua coroană pentru U, în noua notație. Da? Să oprește și mai vedem dacă mai aveți întrebări.